Discuțiile pe tema unei erori medicale făcute de doctorul Saleh Ahmed, neurochirurg la Spitalul Județean de Urgență Hunedoara Deva, sunt departe de a se fi încheiat. Medicul a perforat greșit craniul unui pacient, confundând părțile unde trebuia să facă o intervenție chirurgicală. În cadrul unei conferințe de presă desfășurată astăzi, reprezentanții spitalului din Deva au prezentat cazul. În opinia doctorului Lucian Miron, directorul medical al spitalului, a fost vorba de o greșeală flagrantă a lui Saleh Ahmed, singurul neurochirurg de la Deva și care mai are și alți pacienți în îngrijire. S-a sesizat medicul șef de secție, ne-a trimis sesizarea nouă ca și conducere în data de 8. Ulterior, noi am solicitat un punct de vedere al medicului legat de intervenția pe care a făcut-o în data de 5. Dumnealui a refuzat să ne dea o explicație, ne-a explicat ca la proști, să zic așa, cum că de fapt intervenția era necesară să fie făcută și pe dreapta și pe stânga, că a confundat stânga cu dreapta în primul rând. Suficient să intervii pe partea dreaptă când hematomul este pe partea stângă. Cred că mai greșit de așa nu se poate. El face activitatea obișnuită de neurochirurgie pentru care este angajat al spitalului deocamdată. Este singurul neurochirurg. Da. Și încă sunt pacienți internați la dumnealui. În atare condiții, cei de la Spitalul Județean de Urgență Hunedoara Deva au cerut o expertiză medico-legală cu privire la acest caz și au făcut și plângeri la poliție și parchet. Fiindcă noi nu chiar am înțeles că este corect să se facă o intervenție sub forma asta, am considerat că părerea unei expertize medico-legale se impune. Și prin urmare am făcut plângere către organele în drept în vederea elucidării acestei situații, dacă este sau nu făcută intervenția pe ambele părți, că inițial nu a vrut să recunoască. Ulterior a spus că era necesară, cum am zis. Prin urmare, așteptăm rezultatele anchetei, rezultatele expertizei medico-legale și vom lua măsurile care se impun în acest sens după clarificarea acestei anchete. Din fericire, pacientul a supraviețuit, însă medicul Saleh Ahmed nu a luat legătura cu acesta sau cu aparținătorii pentru a le explica măcar de ce s-a ajuns în această situație și nici nu dorește să poarte o discuție cu conducerea spitalului pe tema incidentului în care a fost implicat. Pacientul a supraviețuit, sigur că pacientul este un pacient în vârstă, cu multe probleme medicale, a fost câteva zile în secția de terapie intensivă, ulterior pe secția de neurochirurgie, sunt ceva complicații pulmonare ca urmare a problemelor preexistente și poate intervenției prelungite, dar asta nu pot să stabilesc eu cauzele la acest moment. La prima discuție pe care am avut-o cu doctorul Saleh, i-am solicitat să ia legătura cu rudele, să le explice situația, însă se pare că dumnealui, ca de obicei, ignoră recomandările sau ceea ce conducerea atâta secției, pe care nu îl consideră șeful lui, șeful secției chirurgie, și cât atât asta, cât și recomandările directorului medical sau a managerului în privința modului în care să-și gestioneze lucrurile și pacienții. Ahmed Saleh are dublă specializare, neurochirurgie și ginecologie, iar pe ambele secții a avut probleme și nu doar cu pacienții, ci chiar și cu ceilalți medici. Doctorului Ahmed Saleh i-a expirat ieri licența de liberă practică, iar reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara, care au în administrare spitalul, cer autorităților medicale ca aceasta să nu-i mai fie prelungită, întrucât respectivul nu mai este dorit la Deva. Din păcate, activitatea unor medici, și în speță acum doctorul Saleh, face să aducă o imagine proastă asupra Consiliului Județean. De aceea,
atragem atenția tuturor forurilor de decizie, și mă refer aici la Colegiul Medicilor Timișoara, Colegiul Medicilor din România, Ministerului Sănătății, în care conducerea Spitalului Județean de Urgență Deva a făcut N sesizări la adresa acestui medic și nu au luat nicio măsură. Din punct de vedere legal, conducerea Spitalului de Urgență Deva a luat toate măsurile. Urmează și așteptăm în continuare și faptul că avizul i-a expirat chiar ieri acestui medic, colegii medicilor din Timișoara să răspundă sesizării făcute de anul trecut, sesizării de anul acesta, ca să nu îi prelungească avizul pentru a putea practica medicina la Deva a acestui medic palestinian. Medicul Saleh Ahmed nu a putut fi contactat pentru a-și exprima un punct de vedere legat de acuzele ce i se aduc.